discutarea problemei de maturitate mentală. Da, deci trebuie să spunem, pe care vreau să prezentezi și la voi. Săptămâna viitoare au deschis, săptămâna. Da, e tema pentru acasă. Da, da, da. Ce mai pentru acasă, clasa a 8-a. Sunt trei geometrii, da? Da, vor geometrie. Dacă îmi propuneți o problemă... Iar zice că dacă o dreaptă intersectează un plan alfa, cum zici? Da, deci dacă o dreaptă de... intersectează planul într-o... Deci, hai să ne înțelegem. O dreaptă. Da. Are față de un plan următoare poziții. 1. Să fie paralelă. Sau să intersecteze. Așa. Când o intersectează, noi facem într-un singur punct. O dreaptă și un punct. Și un plan au un punct în comun, dacă sunt distincte, cel mult un punct. Deci așa, ăsta e planul, asta e dreapta, da. Într-un punct o faci. Perpendicular sau sub un unghi sau care importanță. Da, da, într-un punct. Acum. Mama zicea că alfa se întâlnește cu planul lui beta în AB și alfa se mai, și beta se mai întâlnește cu, în, cu, chestia așa. Cu alt plan, în dreapta AC, cum alfa și beta sunt paralele, rezultă că AB e paralel cu AC. Am făcut acolo la... paralelism. La paralelism am mai discutat. Oricum, nu mi-e clar ce întrebare îmi pui, pentru că deci, nu... Deci, ea zice așa, cum alfa e paralel cu beta și beta e paralel cu gamma, și... Trei plane paralele. Da, da. Da. Trei și trei. Și în alfa se află punctul A și în B, nu? Da. Se află gamma și în beta se află, gamma, se află B. Atunci A, B sunt paralele. Nu, A, B e intersecția lui A cu... Și da, după meu genul ăsta. Deci dacă avem trei plane paralele, alfa. Trei plane sunt paralele? Da. Beta și gamma. Deci asta a fost și dată, o fac din a treia lecție. Da, alfa, beta și gamma. Și dacă o dreaptă intersectează unul din plane, intersectează pe toate. Deci dacă înțeapă unul din plane, înțeapă pe toate. Deci dacă intersectat aici, apoi se duce și merge și un intersectează pe asta. A, B, eventual dacă mă întrebați, așa, aici, și... Hai, atunci un profesor la tablă, Diana. Ce? Și dacă o altă dreapta, asta dreapta de un, face același lucru... Da. O altă dreaptă de 1 și asta e de 2, și intersectează în punctele M, M și P. Deci în M, M și P se întâmplă la fel. Nu se vede după ce un intersectator. Se vede după aceea și iar nu se mai vede. Și se vede și nu se mai vede. Atunci, dreptele, pe cele, atenție, Mira, dacă cele două drepte sunt concurente, ele fac un al treilea plan. Deci dacă cele două drepte, al patrulea plan, astea alfa, beta și gamma sunt date paralele, iar dacă de unul intersectează de doi, nu? Două drepte nu totdeauna determină un plan. Poți să fii și așa poziția asta, uite, că acum n-am... Nu sunt nici paralele, nici concurente. Deci neapărat sunt concurente, da. Ei, dacă este asta o intersectată în punctul, să spunem, M, nu, în punctul L, atunci dreptele acestea au determinat un al patrulea plan și cele punctele acestea care A și M, B și M, M și P,
Dreptele astea sunt paralele între ele. Deci dreptele AM, MV și PC sunt paralele între ele, pentru că ele sunt în același plan. Poate asta dacă mai vreau să mă întreb. Sunt în planul L. Deci în planul D1, D2. Deci ce sunt? Alfa, beta, gamma, teta. Care e planul dintre D1 și D2. Adică planul care... Al patrulea plan, care tocmai e cel determinat de cele două drepte concurente. Două drepte concurente, devine un plan și mai mult. De fapt, eu am acum o secțiune, o intersecție a planurilor alfa, beta și gamma, paralele, cu un al treilea plan. Și ca urmare a intersecției, dreapta EMA, că EMA, e și în planul alfa, da. E și, și în planul teta, cum am zis aici. De ce? Planul teta e de 1 de 2. De 1 de 2. Păi. Și acum, dreapta din intersecție este EMA. Da. EMB și PC. Da. Și dreptele acestea EMA, eu nu înțeleg cum atâta. EMA e dreaptă, EMA, EMB și PC sunt drepte paralele. Fiind situate plane paralele. Da. Deci, asta am mai discutat-o, se apare acolo raportul de proporționalitate. Bucata asta pe asta, egal cu asta de aici, pe cealaltă. Bun. Hai să facem secțiuni paralele cu bază în punctul de trunchiul de piramidă. Asta va fi data asta, da? Da. Bun. Să-ți pune și noi pe tine. Trunchiul de piramidă. Mă gândeam, mi-ai
E un poligon regulat, fiindcă mergea chiar în centru. Deci astea nu sunt egale. Deci dacă e regulată, da. Dacă era triunghi regulat. Da, dacă era triunghi regulat. Și spunea că înălțimea pică în centru cercului, scris circumscris acolo. Deci mă duc. Eu pot să fie și să pice într-un colț, într-un alt punct înălțimea. Și atunci nu le-am egale. Deci înălțimele, mânchele nu pot să spun că sunt egale decât în anumite condiții. Și acum, dacă am citesc-o pe asta, înălțimea și au fost tăiată și am aici a fost punctul O, așa aici punctul O prim. Și o prim ce? O prim e parte din înălțimea fosta piramidii, o bucată din ea. Eu m-aș fi lăsat să vedem și pe aceea, că urmează o serie de lucruri importante. Haideți să lăsăm așa. Da? Lăsăm și V-ul. Și vârful. Da. Așa e dat ce mai e aici. Sigur. Deci, fiindcă planul A, planul A prim, B prim, C prim, e paralel cu planul ABC, cu ABC, rezultă atunci că AB paralel cu A prim, B prim, AB paralel cu A prim, B prim, că BC paralel cu B prim, C prim, B prim, C prim, și că AC paralel cu A prim C prim. Deci am asigurat acest paralelism. Acum, dacă văd că triunghiurile V, A, V în față, într-o față, și V, A, V și V, A prim, B prim, triunghiurile acestea lucrează termenul fundamental asemănării. O paralelă dusă la una din altul între determină celălalt de două segmente proporționale. Eu pot să spun că triunghiul ăsta de aici, V, A prim, B prim, este asemenea cu V-A, da? Și pe asta este tot, în toate fețele sunt în acest lucru. Da. Deci, absolut în toate fețele. Și prin mișcarea asta care am făcut-o, am reușit, practic, să generez două corpuri. O piramidă mai mică, care este asemenea cu piramida mare. Da, adică V-A prim pe prim ce prim. Sigur că da. Deci, datorită proporționalității din care am vorbit, piramida mică, V A prim pe prim ce prim, este... Dar cum e ăla de aici? Pe A prim pe prim ce prim la mijloc sau... Nu! Indiferent. Dar unde duci plan? Depinde de duci plan. Planul acela paralel dus la un sfert, dar la întâmplare. N-are importanță. Numai dacă tu iei o situație de aceea, lucrurile sunt altfel gândite, este altceva. E o situație particulară. Dar, în general vorbind, nu avem altceva de spus decât un singur lucru. Prin secționarea făcută, obține o piramidă mai micuță, vârful acela care este îndepărtat, care piramidă este asemenea cu piramida mare. Da? Da. Deci cele două corpuri toate sunt o piramidă asemenea cu piramida inițială și într-un mic piramidă. Și corpul celălalt un tip de piramidă. Hai să spunem și noi așa. Ăsta a fost planul alfa care l-am secționat, da? Da. Planul alfa. Prin secționare a determinat apariția lui A prim, B prim, C prim. Că, practic, planul alfa se intersectează cu fiecare din planele fețelor. Și două plane au o dreaptă cu un A prim, B prim, B prim, C prim și așa mai departe. În concluzie, dacă alfa e paralel cu ABC, cu A, B, C, cu planul bazei, rezultă V A prim, B prim, C prim, V A prim, B prim, C prim, piramida asta. Prim, C prim. Da. Care este asemenea cu piramida inițială. V A, B, C. V A, B, C. Și un alt corp. Mai apare un corp, care apare un fiu de piramidă. Așa, mai apare A prim, B prim, nu A, B, C, A, B, C, hai să zic așa, A prim, B prim, C prim, numit trunchi, trunchi de piramidă. Ce prim, ce prim, trunchi de piramidă. Da? Deci, prin secționare apare două piramide, fosta piramidă și o alta mai micuță, care asemenea cu piramida
cele două sunt asemenea. Și am la ocor trunchiul de piramidă. Deci dacă leu pe asta și-o pun deoparte, am piramida mică, care e asemenea cu piramida din la care am pornit, și corpul, partea a doua, trunchii de piramidă. Da. Asta e clar, nu? Da. Bun. Acum, avem așa, definiți o piramidă care are ca bază un poligon regular și a cărei înălțime conține centrul bazei, se numește piramidă regulară. Păi, am spus asta de la piramidă. Deci, o piramidă, hai da. Mai las să citești. Care are ca bază un poligon regular. Păi că ori pătratul într-un echilateral. Da, ori pătratul într-un echilateral, ori un hexagon, ori un pentagon. Toate laturile egale. Toate laturile egale. Ca bază. Dar cel mai des întâlnim triunghi echilateral, întâlnim pătratul și hexagonul. Hexagonul nu prea o lucrat. Nu prea o lucrat. De ce? O piramidă, șase laturi egale. S-a găsit și da, știi cum se desenea cel mai rapid? Nu. Uite, într-un cerc. Deci, cum desenăm un hexagon? Perfect. A, cu... Raza. Da. Raza. Deci, uite, asta de oriunde vrei, pornește. Deci cu deschidătura compasului, lasa armaturii. Mm-hmm. Și dai despre stânga-dreapta. Așa. Și de acum, am mai zis o dată. Da. Și uite acum, dacă aș fi fost foarte precis, se încheie perfect. Dacă nu am fost precis, nu vezi să încheie perfect. Deci, raza se vedea cum s-a tot. Am amărit un pic, fără să-mi dau seama, și atunci mă întorc din nou. Voi nu faceți ca mine, adică să nu bățiți așa. Așa. Și dacă, repet, sunteți riguroși, nu se vede nimic acolo. Știi cum îl facem? Cu obic. Uite așa îl facem. Câte șase la apă păsată, da? Stai. Și facem la mână după asta? A, da, aici e un plan. Îl faci așa. Faci cu cercul, gata. Da, deci. Asta așa. Și... Uite așa. Da, ele nu sunt egale în spațiu, doar tu știi. Nici pătratul nu-i nici... Nici pătratul nu-i nici de unghiul echilateral nu-i. Să încercăm eu la școală să le fac. Aia e degeaba. Uite, faci una mai mică și una mai mare din asta lateral. Da. Da, se lucreze. Și acum, ce nu se vede? Nu se vede asta. Nici asta nu se vede. Asta se vede. Asta se vede. Asta se vede de aici. Și o piramidă cu baza unui hexagon. Chiar în centrul cercului vine acum, ridicăm. Și a cărei înălțime conține centrul bazei, da. Se numește piramida regulară. Exact. Și iată, urmă, toate unghiile le putem vedea. Asta e piramida hexagonală regulară, da. Nu? Da. Da, deci așa arată piramida. Păi și vârful central la fel, da. Deci... După din sânt, vor face din dreapta, uite de unde ce bani ieși. Păi nu observ. Hai, păi nu stăm aici, de
E, A, B, C, E, E, E. Deci, fie piramida, iată, hexagonală, cu baza, deci un hexagon. Și atunci, dacă vrei, venim cu plan paralel și se întâmplă imediat. De vârful de o parte și exact. Trunchiul. Bun. Deci la întrebarea, poligon regulat și cu înălțimea care se pici chiar în centru, da, generează piramide regulate. Da? Poligon regulat, iar cu piramide, cu înălțimea chiar în centru poligonului de bază. Corect. Vorbim de piramide regulate. Da? Piramide regulate. Și acum, ce vreau să vă spun? Într-o piramidă regulată, toate unghiile sunt congruente. Dar piramida e regulată, nu ai auzit, da? Deci numai piramida regulată, unghiile sunt egale. Pentru că toate triunghiurile astea care se fac cu înălțimea, asta e logica. Deci triunghiul VOC cu VOB sunt congruente. De ce? Că OC și OB sunt egale, sunt triunghiuri dreptunghice. Da. Ha? Atunci VC și cu VB sunt egale. Toate triunghiurile care se au dreptunghice congruente. Și generează unghiile egale. Eu vă spun la problema. Așa. Că segmentul determinat de vârful unei piramide regulate și mijlocul unui unghi de bază se numește apotemă a piramidei. Atât. Da, m-am zis-o. Deci vorbim de apotema piramidei numai în cazul piramidelor regulate. Atenție. Pentru că toate fețele sunt triunghiuri isoscele. Deci toate fețele, da, sunt triunghiuri isoscele. Și cum sunt triunghiuri echilaterale? Păi, triunghiuri echilaterale, într-o piramidă hexagonală, când asta, CD, va fi cât VC. Când ne dă din problemă, nu faci fiat. Păi, din problemă, dacă problema este cea care te deranjează. Deci dacă ți se întâmplă, ca un problem, spune, fețele laterale sunt triunghiuri echilaterale, ele, în general, sunt la piramida regulată. La piramida regulată, ele sunt triunghiuri isoscele. Dacă problema e de așa natură încât... De aia e o ave. Da. Atunci era toate fețele triunghiuri echilaterale. Deci, într-o piramidă regulată, segmentul determinat de vârful piramidei și mijlocul unei unghii a bazei, da, se numește apotemă. Păi, asta este. Dar de ce cu mijlocul? Păi fiind triunghiurile isoscele, înălțimea în triunghiul isoscel. Fii și mediană și mediatoare. Fică la mijloc, nu? Și aceea, de fapt, ce este apotema? Este aceeași ca mărime peste tot în toate triunghiurile fețele, da? Că toate triunghiurile fiind triunghiuri isoscele, congruente între ele, înălțimea este aceeași ca mărime. Unește ce este? Perpendiculara din vârf pe latura opusă. Cum se pice perpendiculara? Înălțimea de un triunghi social. În mijloc. Ce aia putem? Aia putem. Asta să scriem. Ia să scriem așa. Deci. Puneți. Apotema există doar într-un... Așa. Apotema există doar în piramide regulate. În piramide regulate. În paranteză spuneți, poligonul de bază, asta înseamnă piramidă regulată, poligonul de bază fiind poligon regulat, iar înălțimea, am două condiții pe să fie îndeplinite. Poligonul de bază fiind poligon regulat, iar înălțimea se pice exact în centru, în centrul poligonului de bază. Dar poligon regulat nu pică exact în centru? Înălțimea? Păi depinde dacă piramida este gândită așa. Dacă piramida, spuneți, pici și într-un colț în altă parte, e terminată problema, nu mai am. Dacă problema ne spune că e poligon regulat, și atât, noi nu știm la apotema, nu? Nu mai avem apotema în condițiile astea. Aha. Dacă ne spune poligon regulat cu înălțimea... Pică acolo, în centrul poligonului de bază, atunci vorbim de apotema. Deci... Ce-am
spus mai devreme. Acordem acestea doar în piramida regulată, poligonul de coase care clar dezvoltă lumea atunci, iar înălțimea să pice în centru poligonului de coase. Iar acordem mai este, în tot ce am spus mai devreme, ideea că poligon de bază e poligon regulat, că înălțimea pică în centru. Da. Acum, apotema este înălțimea în una din fețe. Apotema este una, înălțimea în una din fețele laterale. Ea este aceeași peste tot, toate fețele. Deci, în apotema este una din... Este înălțimea în una din fețe, mai bine așa spune. Este înălțimea în una din fețe. Din una din fețele laterale. Fețele laterale. Adică triunghiurile cele sunt toate triunghiuri isoscele, pică întotdeauna la mijloc. De ce a spus autorul? Că pică, unește vârful cu mijlocul latului opus. Asta e de bază, poligonului de bază. Exact. Bună. Iar asta de aici, atenție. Deci asta se cheamă ce am spus? Apotemă. Iar cent, copicat într-un punct la mijloc, am zis noi punctul, să zicem, nu. Iar vârful, o unit cu o, o cu mână, poate fi de apotema poligonului de bază. Da? Apotema. Adică ce este apotema poligonului de bază? De aici până aici. Da? Apotema hexagonului. Da? Asta se numește... Apotema poligonului de bază. Da? Deci o mână așa. Așa mă dați voi, dacă... Apotema poligonului de bază. Iar VM este apotema piramide. A, piramide. Da. Vrm, apotema piramide. Vrm, apotema. Apotema piramide. Și dacă avem pătrat? Păi, dacă ce știți, indiferent că e pătrat, că e triunghi... Poligonul de bază, dacă e pătrat. Tot mână și da? Da, sigur că da, tot așa la mijloc. Acolo, da. Deci vrm, apotema piramide. Iar om, om, apotema poligonului lui de bază. Vedem că vorbim și poligonului de bază, adică indiferent din triunghi echilateral, este pătrat, că este hexagon. Tocmai, pentagon poate să fie. Pentagon, exact. Eu vorbesc de faptul că e un poligon regulat, adică la prioritate sunt ceea ce e lungi. Bun. Acum ați vorbit despre distanța dintre planele celor două baze ale unui trunchi de piramidă, care se numește înălțimea trunchiului. Așa. Că a făcut trunchi acolo. La făcut aici. Ia uitați-vă. Deci, Miruna, când am zis piramida inițială, VABC, adică piramida, așa, cu VO perpendicular cu planul bazei. Când am văzut planul paralel, mi-a întâlnit și înălțimea. Și a obținut o prim. Dar cum VO era perpendicular pe AB, atunci VO prim e perpendicular pe AB unde prim? Nu mai, dar VO am zis că e perpendicular pe planul bazei. Sigur că VO e perpendicular și pe AB și pe BC și pe... Dar poteam e perpendicular pe un plan, e perpendicular pe toate drepte din plan. Dar pe mine mă interesează să spun ție că VO, fiind înălțimea piramidei, VO, inițial... E perpendicular pe planul bazei. Da. Așa. Ia, VO ăsta a fost, odată cu secționarea făcută de plan, și VO a fost secționată în punctul O'. O', corect. O', acum, este perpendicular și pe planul bazei, de păcat, și pe A', pe prim, C'. Corect. E fost înălțime și cum... Cum planul ăsta e paralel cu ăsta, dacă e pe mine aici, și pe mine și pe ei. Nu, și copii. Să le arătăm și așa la punctul, nu? Da. Ăsta să începe două plane paralele și da. Un pix. Da, un pix. Nu? Dar ăsta e perpendicular aici. Perpendicular și pe cealaltă. E perpendicular și aici, dacă ar trece pe aici, da? Da. Păi. Asta vă zice domnul profesor. Asta a spus. O prim asta este perpendiculară. Și fiind perpendicular cu cele două plane, chiar distanța între cele două plane. Da?
Păi, pentru că... Și o oprim din înălțimea trunchiului? Nu, o oprim din înălțimea trunchiului. La chiar piramidii e 7. Păi, pentru că VO e perpendicular pe ABC, nu? Și cum ABC e paralel cu A' pe B' ce prim, VO e perpendicular și pe A' pe B' ce prim. Corect. Și atunci... Segmentul ăsta care e O, oprim așa... Dar punctul ăla O, oprim, putem să-l marcăm cu... Idocentru... Dacă aici a fost în centru, tot ce a fost în centru. Dacă n-a fost în centru, nu e nimic. Tot așa, va fi și în poziția cele. Cum a fost în general bază. Sigur, da. Să scrie. Deci, prin secționarea piramidei cu un... Prin secționarea piramidei cu un plan paralel cu baza, toate unghiile laterale și înălțimea au fost secționate. Toate unghiile laterale și piramida și înălțimea. Toate unghiile laterale, toate unghiile laterale. Da. Înălțimea piramidei. Apotema piramidei. Da? Apotema piramidei. În cazul în care vorbesc de apotemă, am spus mai devreme că vorbesc de apotemă numai dacă e poligonul de bază regulat și dacă pică înălțimea chiar în centrul poligonului acolo. Deci totul este secționat. Este interceptat, hai să spunem. Tăiat, da. Și atunci, deci, prin secționarea piramidei cu un plan paralel cu bază, toate unghiile laterale, înălțimea piramidei, apotema piramidei sunt secționate sau există intersecție cu toate, dar asta vreau să spun, există intersecție cu toate, cele care am venit, sunt secționate și o oprim, dacă nu, dacă o oprim acolo, o oprim cu altă numele de înălțimea trunchiului. Nu, 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 o oprim asta. Da, o oprim asta. Miruna, vâm, când în poligonul e regulat... Pic acolo, ceva la trunchiul. Pic aici, la mijloc. Vâm, ia putea. Dacă ar fi ăla trunchiul... Și aici mă oprim. Exact, aici mă oprim, ia putea. Mă oprim, ia putea, trunchiul. Deci, ce sunt fețele în condițiile astea? Sunt trapeze. Trapeze isoscele. Da. Neapărat. Trapeze isoscele. Și atunci, ce este mă prim? Înălțimea în trapez. Deci apotema, nu? Așa vine, nu? Apotema mă prim este înălțimea trapezului. Uitați cu mine. Asta e trapezul isoscel care a rezultat în secționare. Și asta este mă prim. Și mă prim poartă numele de apotema trunchiului. Apotema trunchiului care nu e altceva decât înălțimea în trapezul isoscel. Într-un trunchi de piramidă regulată, segmentul determinat de mijloacele bazelor unei fețe laterale se numește apotema trunchiului. Uite, mă apropie. Deci acolo suntem, la mijloc. Sigur. Deci, asta poartă numele de apotema trunchiului, care în limbajul nostru e de aici, înălțimea trapezului isoscel. Da. Chiar spune apotema trunchiului, egală cu înălțimea trapezului isoscel. Vedeți, avem multe elemente noi, numai la piramida regulată. Deci aici avem elemente, aici vorbim de apotema piramidei, apotema trunchiului. Apotema bazei, numai dacă e poligonul regulat. Și înălțimea pică acolo, două lucruri depinde. Înălțimea pică chiar în centrul poligonului de bază. Atunci am piramidă regulată. Da?
Deci poligonul regulat și înălțimea pică chiar în centru. Atunci apare apotema piramidei, apotema trunchiului, apotema bazei. Deci despre apotema înălțimea fiecare din triunghiurile acelea. Difecții laterale. Da, da, difecții laterale. Și ea este aceeași peste tot. Triunghiurile toate sunt isoscele și congruente între ele. Dar ea nu este egală cu înălțimea piramidei. Înălțimea? Nu, nu, e oblică. E mai mare, da. Da. Față de înălțimea piramidei, care este drumul cel mai scurt. Da. Ea este oblică. Este înălțimea în fața... Fiecare fel, față. În fiecare față. Și de secțiunea la vorbit? Secțiunea diagonală? Nu. Adică, păi, asta e final. Secțiunea realizată într-o piramidă, de vârful piramidei și o diagonală a bazei piramidei, se numește secțiunea diagonală a piramidei. Nu ne va vorbi de asta, vedea. Uite, hai să vorbim numai acum. Ci că secțiunea obținută de un plan care conține o diagonală a poligonului de bază, cum ar vina noi bâie, adică să rămână câte puncte sunt partea asta și în partea cealaltă, care trece prin nouă, în codițele astea, da, poate numele de secțiune diagonală. Închipuiți-vă dacă ar fi pătrat acolo, da? O, e, da. Da. Prin nou trece secțiunea diagonală. Uite, minunat, dacă mă duc așa, spuneți așa, am două trapeze, pe o parte și de asta. Da. Deci așa, care numește aceste două puncte cu vârful, așa, da, partea numele de secțiune. A, linia aia, să notăm. A, B, C, D, adică B este... Adică V, A, B. V, A, B este secțiune. V, A, B. Planul A, B. V, A, B este secțiune diagonală. Adică o tăiam de jurnală. Sau V, B, E. V, B, E. Sau T, C, ala-i T, nu? F. F. A, F, C, V, nu? Da, da, da. V, F, C. Da. Deci așa sunt plane, secțiuni diagonale. Adică nu e o secțiune care a fost așa, uite, așa. Unde a două puncte. Adică o parte în jumătate, în sens. De piramidă, exact. Deci cum scria? Secțiunea realizată într-o piramidă de vârful piramidei, într-o piramidă de vârful piramidei și o diagonală a bazei piramidei, se numește secțiunea diagonală a piramidei. Hai să spun într-un limbaj ca să fie oare. Secțiunea făcută cu un plan care trece prin vârf. Deci secțiunea care trece prin vârf și taie planul bazei și taie planul bazei după o diagonală a poligonului. Deci, dacă tai planul, deci secțiunea făcută ce trece prin vârf și tai planul bazei, și tai planul bazei, adică a poligonului, după diagonala acestuia, după diagonala acestuia, poartă numele de secțiune diagonală. La piramide. Da, poartă numele de secțiune diagonală la piramide. În patate, spuneți, piramida e dată în două, hai să zicem așa. Da? Piramida e dată în jumătăți. Două părți egale. Da? Exact. Două părți egale. Secțiunea diagonală a piramidei. Da. Secțiunea diagonală a piramidei. Și de această secțiune, ea este împărțită în două părți egale. Am vorbit despre... Trunchiul de piramidă. Trunchiul de piramidă. Tot ce a trebuit să știm. Mai merge ce mai spune înainte de trunchiul de piramide și de tot ce am vorbit, în profesor, mai spune și de secțiunea realizată într-o prismă. Păi, și acolo pot face o prismă. Într-o prismă pot face secțiuni. S-au făcut. La fel. Da. Planează... Ori pot să mă duc un plan paralel cu baza. Exact. Și fac două prisme. Așa s-au dus cu planul paralel cu baza. Fac două prisme. Da. Sau pot să mai fac și o secțiune undeva. Vreau trei puncte, trei puncte necoliniare, determină un plan. Și cel mai des întâlnim secțiuni de acestea ciudate, în care trebuie să ne găsim noi forma secțiunii. Pe parcurs o să vă arăt exact cum găsim secțiunea.
Aici vă zici ce distanța dintre planurile celor două baze ale prismei se numește lățimea prismei. Da? Da. Și lungimea mușchilor laterale a unei prisme drepte este egală cu înălțimea. În cazul acela, da. Dacă prisma este dreaptă. Dacă prisma este dreaptă, cum am dus-o perpendicular, paralel cu baza. La prismă știți bine că la prisma dreaptă mușchile erau perpendiculare. Atenție! Da. La prisma dreaptă mușchile erau perpendiculare din planul bazei. Da. Și ducând cu un plan paralel, n-am făcut altceva decât să obțin două prisme tot drept. Poate să zicem ce problemă aveți, facem și o problemă. Da. Până știu da? Ați înțeles teoria, da? Da. Deci, nouă tăți ce? Apotema. Secțiunea. Apotema poligonului de bază și apotema piramidei, al frântului de piramide. Sunt lucruri care le aprofundăm și în lucruri mari, în probleme. Fețele toate sunt pătrate. Nu știm asta. Și atunci... deci avem...
A, B, C, D. Asta nu se vede. D. A prim, B prim, C prim, D prim. Și O1 pentru A prim, B prim, unde s-ar găsi O1? La intersecția diagonală, nu? Că dacă e pătrat, intersecția diagonală nu ne indică. Uite, Miro. O1. Deci, ca nimic cu unul din centru, centru fețelor. Centru fețelor. Mai da, da. O, 2 pentru BB prim, CC prim. Acest rom, care e de fapt pătrat în realitate, dar n-am avut soluția altă decât să o doi. Apoi CC prim, DD prim, e o treiu, planul din spate, pătratul acela din spate, o, o puteți zice aici, o 3, o 1, o 2, o 3, și în sfârșit, o 4. Eu am să le șterg acum, sau să le las, poate mersul meu să fie de folos, o să vedem. Și acum ce știm? A, B, egal cu 8. Știu că A, B, e de 8. Ce îndemnă? Deci să ștergem pe ăstea? Să șteagă... Lăsați-i tot așa, finuți așa. Finuți așa, ca să văd cu ce vreodată. Deci nu se cacă de... Așa, lasă, da. Finuți așa. Bun. Când va fi cazul, o să inițiți cu ele. Trebuie AC. 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 E diagonal. E diagonal? Da. 8. Deci din A. Diagonal cub. Diagonal cub. AC. Cum AC prim? AC, așa a zis? AC. A, și vină. Diagonal, da. Și cât e vină? Cât e? Cât o fi? 8, 16, 4. Nu. Nu mai departe din noi? Păi 8. Păi 8 la pătrat. Plus 8 la pătrat. A, da, corect. E Pitagora acolo, da? Da, da. L radical 2. Deci egal cu? 8 radical 2. Aici spunem egal cu 8 radical 2. Asta este cine A cu C. O 1, o 2. Păi 1, o 2. O 1, o 2 cu A. E nu știu ce formează un plan? Auzi. Un pic. E nu știu ce între un A, B prim, C. A. B prim, C. B prim, C. Deci între un A, B prim, C. O 1 e mijlocul aici. Da, și O 2 e mijlocul acolo. O 2 în partea cealaltă. Deci A, C, A, C, 2 e 1, O 2. Adică, se vede? A, B prim. Hai să-l facem și asta. Bun. E vorba de... De asta lasă să aduc profesor. Da. Și AC o tăiem în sol. O duc acum asta ce... Asta e triunghiul pe care Mitral a văzut. A, B prim, C. Iar O1 e aici și O2 este aici. Și ce apare? O1, O2 apare linie mijlocie. Deci O1, O2 apare ca linie mijlocie. Pentru că O1 e mijlocul lui AB prim, O2 al lui B prim C și
Și atunci 1, o 2, vine mijlocie. Și deci, de ce este cât ACP? ACP 2. Deci terminați cu 1, 2. Ca să demonstrăm că o 1, o 2, o 3, o 4 e pătrat, știm în primul rând că este paralelogram, pentru că o 4, o 3 e paralel cu AC, și la fel și o 1, o 2 și este și jumătate în aceasta. Deci paralelogram. Miruna vede așa, o 1, o 2. E paralel și congruent cu AC și congruent cu ACP 2. Da? Deci paralel cu AC. Cu AC, să zicem așa. Da. Și egal cu AC pe 2. Bun. Dar de și o 4, o 3. O 3. 4, o 3. Întreunghiul A de prim, A de prim C. Așa. Întreunghiul A de prim C. Da? Noi te vede așa aici. A de prim C. Vede pe o 4, o 3, am să duc cu altă, o 4, o 3, drept linie mijlocie între ăsta, A de prim C, și atunci o 4, o 3, e paralelă cu AC, și ea cu AC, și jumătate. Jumătate. Și atunci, iată pe o 1, o 2, paralel, care este paralel cu AC, o 4, o 3, paralelă cu AC, ele se pară între ele și congruente, și jumătate între ce? Și dacă într-un patru latere se întâmplă, să avem două laturi opuse, paralel și congruente, patru latere este? Paralelogram. Paralelogram. Lucru clar. Bun. Și paralelogram. Deocamdată e paralelogram, da? Da, trebuie să arătăm că... Paralelogram bun în drept e de tot? Paralelogram bun în drept e... Sau trebuie să arătăm că o 3 congruent cu o 4, o 2. O 1, o... 3 cu 4, 2. Adică diagonalele sunt congruente, nu? Uh-huh. Într-un paralelogram nu sunt congruente. Dar atunci când sunt congruente, paralelogramul acela devine dreptunghi. Când sunt congruente. Da. Păi, dacă ducem, să ducem două triunghiuri și să aflăm despre ele că sunt congruente. Deci să ne oprim un pic la 1, 3. 1, 3. Urmări, da? Uh-huh. 1, 3. În A, B prim, C prim, D. În A, B prim, C prim, D. O 1, o 3, o 3 în mijlocul lui DC prim, fiindcă în fața cele spate, deci o 3 în mijlocul lui DC prim. O 1 a lui AB prim. Ce este figura AB prim, C prim, D? Este AB prim, C prim, D sau D prim? Nu, A, B prim, C prim, D. A, B prim, C prim, D. Este o piramidă. Nu, nu. Ce este figura aceea? Secțiunea aceea? Paralelogram. Este chiar un dreptunghi, adică. Pentru că A, B prim... A, B prim... A, A, B prim... Da, da, da. Da. A, B prim este congruentă cu D, C prim. Da. Și este dreptunghi pentru că avem noi motive foarte temenice. Mm-hmm. Paralelogram este fără discuții, sunt două paralelogram congruente. Și acum, ce este o 1, o 3 în această, în această figură, o 1, o 3? Păi ce este? Eu zic că este, dacă urmărim, cu atenții, eu zic că avem un dreptunghi. Uite așa, la pe mine. Un dreptunghi. Asta e secțiunea. De prin ce prin? Deci A, B prim, C prim, D. Și atunci, figurul numărul negru în mijloacele astea, aici este pe A, B prim, e O, 1. Și din face O, 2. Ce este O, 1, O, 2? E paralelă cu A, D, da? Dar nu știm că e linii mijlocie? Păi știm, un fel de linii mijlocie între tunghi, da? Mm-hmm. Propriu spus din mijlocie, dar sigur că 1, 2 este congruent cu AD, nu încape discuții.
Da, adică cu AD e categoric lucru, nu știu. O 1, o 2 din limbi soție. O 1, o 3. O 1, o 3. O 1, o 3 din limbi soție? Da. În dreptul ăsta. În AD. AD, ce prim, B prim. Ce prim, B prim. Da. Nu? Păi ești în mijloace de celor două. Da. Bun. Deci 1, 3, un fel de linii mijlocii. Dar ea este diagonală în o 1, o 2, o 3, o 4. Deci 1, 3, linii mijlocii, da. Și ea este diagonală. Și diagonală la da. O 1, o 2, o 3, da. 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 Analog arătăm că și o 4, o 2. 2. În A prim, de prim, ce pe, nu? În A prim, de... Prim. A prim. Eu așa îl vedeam. A prim de C, B prim. Da. 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 Și atunci, din aceleași motive... Da, da. O trei nu-i mijlocul lui B prim C. Da, eu acum de ce mă ocup? De o 4, o 2. O 2, o 4. Cu 1 cu 3 am terminat. E 1 cu 3 am terminat. O 4 cu 2. Da. Și a zis... E linii minuții o 4. A zis A prim... D... D... C... D... C... B prim. B prim. Este așa. Cum a fost acela așa, este și ăsta invers. Da? Deci D A prim, B prim, C... Este și el un dreptunghi. Da. Da. Și da, dreptul de acela, o 1, exact. O 2, o 4, uh-huh. Este și el un fel de linie mijlocie în dreptul de acela. Uh-huh. Și atunci o 2, o 4 este egală cu 1, o 3. 3. De ce nu? Haideți mai facem o dată. Mai mergem o dată. Da. Deci, o 1, o 3. Da. L-am văzut în A... În A, D, D, B prim. C prim, B prim. Ca să meargă A, D, C prim, B prim. Da. Și O1, O3... Linii mijlocie. Linii mijlocie, să zicem așa. Pe de altă parte, asta înseamnă că e cât A, D, nu? Da. Și cât B prim. Cât e A, D, da. Pe de altă parte, în A prim, D, C, B prim. B prim. A prim. Avem o 4, o 3. Puțin. A prim, D, da. C, B prim. Da. Este tot așa un dreptunghi uh-huh. În secțiune. Și o 2, o 4 e și A. O 2, o 4 e cu D, C. O 2, o 4 e cu D, C. Da. Dar cum tot la fel al triunghiului, înseamnă... De ce e momentul poate, da, atunci vreți să ne o 2, o 4, e cât o 1, o 3 și într-un parogram în care diagonale sunt congruente, ce se întâmplă? Devine dreptunghi. Devine. Și aia e aia, cum ar fi aia... Dar dreptunghiul acela trebuie să devină și pătrat acum. Nu? El a făcut dreptunghi. Păi este și dreptunghi. Dacă arătăm că o 4, o 1 e congruent cu o 4, o 3, nu? O 4... O 1 cu o 4, o 3, nu? O 4, o 1 cu o... 4, o 3. O 4, o 3, sigur că da. Păi o 4, o 1 e paralel cu D prim, B prim și jumătate linia. O 4, o 4 o 1 egal cu jumătate din D prim, B prim. D prim... B prim. B prim. Deci din D prim, B prim... E jumătate. E jumătate. O 4, o 4, o 3 era jumătate din AC. Și cu AC și cu AC sunt congruente. Da, mai... Iată cu dreptunghi și devine... Acum pare simplu, că iar ea bază, ea de C, B, e 64. Are ea la poligonul de sus acolo? Da. Nu, e 64. E... 4, 32. Dacă scrie jumătate de linia? E 16. 16. Stai să vedem de ce păi, este. Păi jumătate din... Din area... Asta e că...
Nu, totul spune așa, că AC cât e? AC e 8 radica din 2. 8 radica din 2. Și atunci O1, O2 e 4 radica din 2. Așa că e 4 radica din 2 ori O4 ori 1 calculăm și acolo e aia. Nu de 4 ori. Nu, am zis ori O4 ori 1. Aria e el pătrat. Da. Că m-ar ta din pătrat. Deci 4 radical din 2 la pătrat. Și o să fie? 16... Ori 2, 32. 3 la 2. Da. Jumătate, deci jumătate este din... Din... Da, jumătate din ABCD. Din ABCD. Bun, și haideți să mai... Redactăm. Mai povestim un pic, așa, și vă dați. Mai luăm un pic. Deci, mi s-a cerut AC într-o banană, diagonală într-o părtă. Să arătăm că 1, 2 este jumătate din AC. Și AC a fost adevărat, că ne-am dus foarte bine în triunghiul A, B prim C. Deci în triunghiul A, B prim C. O1, O2 este linie mijlocie. Și atunci este A, B prim C, se vedea din nou. Da. O1, O2, cu galbenă. Galbenă da. Făcută, e linie mijlocie. Și jumătate din AC. Perfect. 1, 2, 3. Și O1, 2, 3, O4, să arătăm că e pătrat. Andem să facă O1, O2, paralel cu O3, O4. Paralele și compuse. Deci am arătat că este romb și un romb cu un unghi de... Nu, cu diagonale egale. Da, da. Un romb cu diagonale egale este pătrat. Și apoi are că nu fost ochi. A, fost o chestie la diagonale. Deci noi perdem acolo colțul de la de ce se jumătățește. Da? Deci, pe de colțurile alea, când ne-am unit centru, 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 din pătrat. Așa că, ne-am pierdut de treabă. La punctul A? Ia să... Păi da, întâi la A. Da. Zi, la dictează, te rog. Așa, teorema proprietară în triunghiul A, B, C. Da, deci în triunghiul A, B, C. Teorema proprietară, zice că A cu pătrat. Pitagora A cât la pătrat egal cu radica din 9 la 2 plus 8 la 2 A pătrat egal cu A cât pătrat egal cu AB pătrat plus B ce sunt? 64 plus 64, nu? Da, 6 2 ori 64 de 2 ori câte e 64 egal cu AB ca din 2 și atunci AC simplu egal cu cos radical din 2 Bun. Amidemic. În triunghiul. În triunghiul A, B prim, C. Deci în triunghiul A, B prim, C. Avem acolo altfel. A, O1 este cât O1, B prim, nu? A, O1 este cât O1, B prim. Da. A, O1 egal cu 1, B prim. Și C, O2. O2 egal cu O2, B prim. C, O2 egal cu O2, B prim. Din cele două? Din cele două. Trebuie să fie O1, 2. O1, O2. Din mijlocie. Din mijlocie. Adică? E jumătate din... O1, O2, e paralelă cu AC, Adi. Nu? Da, da. Paralelă cu AC și O1, O2. E jumătate. Egal cu AC pe 2. Și am arătat acest lucru. Asumim și că e paralelă cu AC. O1, O2. Apoi, în triunghiul... să ne ducem la punctul C pentru pătrat, da? Da. Punctul C. În ce triunghi? Să vedem pe O4, O3. 1, 9, 3, 4, 3, O4, 3, O, nu. O4, O3, O4, O3, l-am prins în, în A, cât de prim. A, cât de prim, e bine. O4, O3, l-am prins în... De prima, da, e bine. A, de prima. Deci, în triunghiul A, C, de prim. De prim.
Avem așa de tu. Avem 4 egal cu 4 de prim. 4 egal cu 4 de prim. Am avem că... Că o 3 egal cu o 3 de... De prim. De prim, da? Și o 3 cu 4 din mijlocie. Și rezultă de aici că o 3 cu 4 e paralel cu ace. Alo. Salut. Da, eu sunt, dar sunt într-o lecție de matematică acum. Da. Dar, dumneavoastră, acum nu puteți discuta cu mine că sunt la Prof Online TV. Sunt în direct și sunt într-o lecție de matematică acum. Pe la 9. Da. Bine. Mâine după amiază când vreți dumneavoastră. Mâine după amiază să iasă la lecții. Da. Bine. Așa, ce am zis? Din mijlocie. Și atunci, pot să spun că o 3, o 4, e paralelă tot cu ACE. Și tot o 3, o 4 e ACE 2. Egal cu ACE. Și atunci, notăm 1 și 2. Din relație cu 1 și 2. Deci 1 plus 2. 1 plus 2. Îmi spune că... 1, 2, 3, 4. 1. Mai întâi că sunt paralele și concrete, da? Adică 1, o 2, paralel cu o 3, o 4. Și că 1, o 2, egal cu o 3, o 4. Și acest lucru mă asigură că 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paralelogram, da? În paralelogram s-ar chiar o să fie rom, dacă tu la vrea de asta merge să la paralelogram. Și s-a dus și spre rom. După aia, 1, 3, este linie mijlocie în A, D, C prim, B prim. O 1, o 3. În linie mijlocie în A prim, D prim, C, B. Deci o 1, o 3. În A prim, D prim, B, C. A prim,